Salut, sunt Oliver și astăzi vom vorbi despre cum putem afla acordurile sau armonia unui cântec. Ceea ce vă voi prezenta în acest videoclip este valabil pentru toate instrumentele de acompaniament, chitară, pian, orgă, acordeon, adică instrumentele care pot genera acorduri. Înlănțuirile de acorduri se bazează pe o regulă care ține seama de importanța treptelor într-o tonalitate. Această regulă se respectă în majoritatea genurilor muzicale încă din perioada preclasică de la apariția tonalității, adică de acum aproximativ 300 de ani. Veniți la clubul Oliver, veniți! Așadar, din motive care țin de domeniul fizicii, cum ar fi rezonanța naturală a sunetelor, armonicele unui sunet, principiul succesiunii sunetelor prin cvinte, lucruri pe care le-am explicat în alte videoclipuri și nu mai pierdem timpul acum, s-a stabilit că treptele principale într-o tonalitate sunt în număr de 3 și anume: tonica, primul sunet dintr-o gamă, subdominanta, al patrulea sunet din gamă, și dominanta, al cincilea sunet din gamă. Pe fiecare din aceste trepte putem construi acorduri, adică suprapunem pe fiecare notă, pe verticală, două terțe, așa cum știm că se formează acordurile. Eu am adăugat și treapta a șasea, pentru că pe ea se formează acordul gamei relative minore, un acord de mare însemnătate, după părerea mea. Să vă explic puțin următorul tabel. Avem pe verticală coloanele cu cele patru acorduri principale, iar pe orizontală avem tonalitățile. Prima e do major, care nu are nimic la cheia sol, adică nu are nici diezi, nici bemoli. Apoi, în ordinea apariției diezilor, avem tonalitatea sol major cu fa diez la cheie, apoi tonalitatea re major cu doi diezi, adică fa diez și do diez, apoi la major cu trei diezi și așa mai departe. Pe ultimul rând am pus și o tonalitate cu bemol, anume fa major, care are un si bemol la cheie. Pe prima coloană avem, deci, armura fiecărei tonalități. Sub tabel v-am scris cu cifre romane câteva combinații de trepte folosite frecvent în muzica actuală. Eu vă recomand să vă înarmați cu răbdare și să faceți la fiecare tonalitate măcar câte o săptămână întreagă aceste serii. De exemplu, la tonalitatea do major de pe primul rând avem prima combinație 1-5-6-4, anume acordul treptei întâi, adică do major, apoi acordul treptei 5, anume sol major, urmează acordul treptei 6, la minor și în sfârșit acordul treptei a patra, fa major. Facem câte o măsură la fiecare acord, repetăm seria aceasta de multe ori, apoi facem câte două măsuri la fiecare acord și iar repetăm până când ne intră în reflex aceste schimburi de acorduri. Ideal ar fi să ajungeți să puteți deosebi aceste înlănțuiri de acorduri și după auz, adică într-o anumită melodie, să vă dați singur seama de sonoritatea unei serii de acorduri. Așa că trebuie să le repetați foarte, foarte mult, obsesiv chiar. Abia apoi trecem la următoarea serie, anume 1-6-4-5 și procedăm la fel, rămânând tot în tonalitatea do major, deci tot aici pe primul rând. Acordurile vor fi următoarele: do major, la minor, fa major, sol major. La fel repetăm de foarte multe ori până ne intră în reflex și această serie. 1, 2, 3 și...
Trecem la ultima serie, 6-4-1-5, care este foarte folosită în ultimul timp, în mai multe genuri muzicale, lucru care m-a făcut să-i dedic un videoclip special. Acordurile vor fi La minor, Fa major, Do major și Sol major. Abia după ce ați repetat aceste trei serii de acorduri în tonalitatea Do major, de preferat o săptămână, chiar două săptămâni în continuu, puteți trece la cea de-a doua tonalitate, Sol major, aflată pe al doilea rând, urmărind aceleași combinații de trepte. Ca să vă vină mai ușor, v-am scris aici toate seriile, direct pe acorduri, în fiecare tonalitate. Puneți pauză pe clip sau faceți o captură de ecran și repetați-le cu răbdare, cum am mai zis, la fiecare tonalitate stați mai mult timp, ascultați cu atenție și sonoritățile acordurilor, învățați cum sună fiecare serie în parte. Pentru a demonstra practic, am căutat câteva melodii pe YouTube, partea mea de vină. Mai greu este până găsiți prima notă, primul acord. Deci suntem în tonalitatea Mi major, prima serie, anume Mi major, Si major, Do diez minor, La major. Câte două măsuri la fiecare acord. Și această serie se repetă tot cântecul. Pentru partea mea de vină, dau foc la cer să fac lumină. Sunt luminiță, noapte, pașii, știu, în urmă lor privesc doar mașini. Pentru partea mea de vină, dau foc la cer să fac lumină. Sunt vină de urât pe drum, azi mă voi la stele și răsfânt. Amiți, încerc să fiu mai bun. Altă melodie, nașpa. Prima notă este tot mi, dar acordul este mi minor. Avem seria a treia din tonalitatea sol major, adică mi minor, do major, sol major, re major. După ce ați repetat toate seriile, puteți încerca să mai adăugați și alte acorduri de pe treptele secundare. De exemplu, în tonalitatea Do major mai pot apărea și relativele minore ale treptelor 4 și 5, rezultând acordurile Re minor, respectiv Mi minor. Iată câteva combinații mai uzuale. Pentru a vă familiariza mai bine cu treptele principale și treptele secundare într-o anumită tonalitate,
Urmăriți și videoclipul despre cadranul tonal. Un rol important în aflarea acordurilor dintr-un cântec îl are și formula de bas. Deci urmăriți și videoclipul despre chitara bas. Dar mai întâi, repetați foarte mult seriile de acorduri pe care vi le-am dat. Succes!